se pare că totuși distanța de la divizia C la divizia E destul de mare pentru unii. O să vedem ce facem cu ei, dacă îi lăsăm să meargă o parte din ei, să meargă în altă, la altă echipă să joace, să aibă jocuri în picioare. 2, maxim 3, îi opresc mai mult ca sigur în lot. Grigoraș a vrut sânge proaspăt la echipă în această iarnă și a luat în cantonamentele de la Poiana, Brașov și Antalya mai mulți tineri de la echipa secundă. Astfel, tătarul Rada Militaru, Avramescu, Voina, Pleașcă și Neagru, reîntors de la UTA Arad, au încercat să-l convingă pe Grig că merită să rămână la prima ligă. Foarte puțini au și reușit însă. Avramescu cred că va rămâne, poate Rada și mă mai gândesc la Neagru. Avramescu va fi astfel rezerva capitanului Pintili la mijloc. După plecarea francezului Nasser, Rada va umple golul lăsat de Chibul Cutean și Maxumici în apărare, iar Neagu s-ar putea bate cu Cardoso și Grecu pentru postul de fundaș stânga. Restul se vor întoarce la echipa a doua. Prea multe experimente strică, mai ales că Grigoraș are un plan bine pus la punct. Din păcate, suntem atât de forțați de împrejurări pentru că clasamentul ne arde, de nu ne putem permite foarte, foarte multe experiențe acum. Pandurii încheie mâine stagiul din Antalya și vor pleca într-un al treilea cantonament la Băile Herculane peste o săptămână.